Iarăși nervos, oameni buni. Iarăși nervos, oameni buni. Înțelegeți? Îs nervos genuma. Sigur că da. Emisiunea Puterea Dragostei, emisiunea cu manevre, emisiunea cu nervi, cu nervi, cu nervi. Înțelegeți? Yo, alo, băi. Băi, alo, băi. Voi acum o să ziceți, nenorocitule, nenumernicule, pe mine, voi, pe mine, ăia, știți voi care, nu vă dau nume, pentru că nu meritați. Ca să primești sonorizare la numele tău din gura mea, Nelson Mondialu, trebuie să ai valoare, dar tu ești pârți, înțelegi? Voi, adică, știți voi care, lista de aur, vă pupă, tata. De aceea, acest clip e fenomenal, scurs și la subiect, cocotier, cum să ridică restricția, vezi că eu aflu, cum să ridică restricția, te-ai suit în avion și ai venit acasă, nu există avion, ai venit pe jos, mă. Bă, pe jos, mă! Nu mai stai nici o secundă, măi, ți-ai luat bagajul și ai venit acasă. Nu există că tată stau pentru premiu. Piș premiu, mă, că nu-i mă premiu, mă. Premiu când e cu zerouri multe, mă, zeci, sute, înțelegi? Nu unități, unități, mimi, mimi, mimi. Înțelegi? Vii acasă, băi. Vii acasă. Ai înțeles ce ți-am spus eu? Dacă nu, ai buctat-o cu mine urât și rău de tot. Fiți atenți aici. Eu i-am spus. O să-ți facă manevre. Ești băiatul lui Nelson Mondialu. Să lăsăm la o parte. Ce zice televiziunile, interlopi și din ele. Vedeți că interlopii, pe problemele astea, interlopii au ajutat. Au ajutat oamenii săraci. Interlopii au ajutat oamenii săraci, atât în România, cât și în alte țări europene. Interlopii au fost care au băgat mâna în buzunar și au ajutat care cum au putut. Înțelegi? O să zic că interlopul. Înțelegi? Vrea să te facă, eu ți-am spus, băiatul lui Nelson Mondialu, interlopul, tu te iei, eu ți-am zis, nu te lua după lumea ce vorbește lumea. Pentru că eu îți fac demonstrație. Îți dau șpiț și nu-ți dau nimic. Din ce ți-am cumpărat, din ce nicio haină, nimic. Dă-i, dai drumul în chirie. Să vedem dacă lumea vine la ușa ta. Aia care... Femeile ale bătrâne, că m-am uitat în comenturile care ți le las acolo. Numai femei bătrâne și numai pagini false. Uită-te la mine. Eu când pun câte un clip sau câte o poză, tineret, mă. De la copii mici până la oameni în vârstă. Îmi lasă comenturi de felicitare, de înjurături, dar îs copii de diferite. Nu ca la tine. Bă, la tine când ai pus numai bătrâne, mă. Păi tu ești bătrân? Înțelegi? Deci, domnilor, auziți aici, eu i-am spus, fiule, vezi că degeaba să supără mantea, vezi că eu am avut clinci cu mantea și mantea nu mă prea agrează pe mine și te ia pe tine și te scutură ca să simt eu, înțelegi? Un fel de mantă ca la biliard, să simt eu. Iar tu când te însemni un pic și ăsta, te face ingeraj. Ca și acum, du-te acum înăuntru, dincolo și îmbrățișează. Și ți-a făcut, băi, adevărul, bă, că mantea are școală, mă, n-ai ce să faci, mă. Că nu degeaba mai moderatori acolo, are școală. Ți-a făcut ochii ăia ca o pisca din filmul ăla cu pisicile, nu știu cum, siameze sau nu știu ce, înțelegi? Privirea aia, înțelegi, care cucerește și pe Ismail. Înțelegi? Auziți aici? Deci, cu mine nu-i locul deștept de numai poate deșteptăciune. Îmi explodează capul de atâta deșteptăciune. Dar eu ți-am spus, copile, te duce în galeră. Te duce ca pe aia în galeră. Te pune să tragi la vâsle
Toată emisiunea și-o iei în gură. Înțelegi? Te pune să tragi la văzule toată emisiunea și-o iei în gură. Te-o scos de 30 de ori în față. De 30 de ori te-o scos în față și ți-o dat prin gură numai de 4 ori. Restul ți-o dat la ureche. Înțelegi? 26 de turți ți-o dat capace la ureche. Ești? Și ele patru turți le-au dat la nervi și la socoteala mea. De-aia spun, bă băiatule, eu ți-am zis, în lumea asta sunt două, nu știu cum să le zic, nu știu cum să le zic la ăștia, înțelegi? Și nu știu cum să le zic, care au tupeu. Două chestii din ăștia care au tupeu. Ăia îs unul așa și unul așa. Înțelegi? Și tu ai nimerit în zona crepusculară. Nu vreau să dau nume. Nu vreau să dau nume, înțelegi? Și să fac război în versete biblice. Că eu pot să fac război în versete biblice să mă, și publice. Biblice publice să mă lume așa, înțelegi tu? Deci, fain frumos, ai văzut cum o zis? Iubita ta către tine. E penibil, Livia. E penibil. Nu mai pot să ăsta, da? Deci, e penibil un băiat care s-o certa cu toate fetele când acățai, un băiat care s-o certa cu toți băieții când acățai, înțelegi? Un băiat care a luat apărarea deși lumea a văzut când acățai, deci el e penibil. Și nu mai poți, te e cu călduri, te e cu frisoane, te e cu din ele. Dar când îți vezi clipurile pe YouTube cu filmuleță, atunci nu intri călduri. Nu te e cu frisoane, nu te e cu chestii din ele. Deci un băiat care te ajută, care îți face așa și așa, știind după vreme ce ai făcut și tot o continuat, pe ia ziceți, mă, voi ăștia care ați început deja să-l faceți pe cocotier, să-l faceți că e un escroc, ca tată sau că așa, să... Înțelegi? Ia ziceți, pentru că spun, când s-o aflat, pentru că mantea ați văzut, ați cum eu impus. Livian, tu ai știut trecutul ei. Nu când o tras, băi, să nu mai tragi aer când vrei să vorbești. Să nu-ți mai... Direct din Năduf, mă! Adrian Beleaua Cordunianu când le spune la aia din Năduf. Din Năduf să-l dai, mă! Nimă ăsta-i din Năduf, mă! Din Năduf! Să nu mai tragi aer, mă! Merg ca și lăutarii, mă! Merg ca lăutarii, dai până se zăgălește plămâna, mă! Nu dai timp și zăgați din ăla, mă! Când te-o văzut mantea că ți-ai încărcat plămâna cu aer... Ți-o tăiat-o? Ți-o tăiat-o? Nu ți-o da voie să-i dai răspunsul. Înțelegi tu? Înțelegi? De ce? Deci ți-o impus. Ai știut tot despre trecutul. Bă, oameni, acum vă întreb eu pe voi. Nu vreau să complic lumea dinăuntru, să-l întreb pe Marius direct. Să-l întreb pe Filip direct. Să-l întreb pe Gabriel direct. Să-l întreb. Eu vă întreb pe voi. Să umbli cu una și tată tot și măta să-i vadă clipurile la fata aia că face filme porno. Tu mai duci în casă. Mamă, ți-o prezint pe iubita mea, vreau să mă sor cu ea. Tată! Vreau să mă... Da, mă, spun eu, știi când o duci? Când și măta e prostituată. Bă, n-avem ce... Înțelegeți? Atunci, dar până atunci... Dar până atunci... Înțelegi? Deci, doamna mantea, cocotierul, o fi aflat el ceva, că nu e așa prost, că, adică nu că nu e așa prost, când a fost cearta între Mocanu și Bianca
Și Mocanu amenința, vezi că eu vorbesc de tine și ea zice că vorbește de el. Eu am zis, cocotier, nu mă interesează ce vorbește de Mocanu. Pe mine mă interesează ce știe Mocanu de. Ia vezi, ia întreabă, ia studiază că ceva nu e în regulă. Că dacă știa că a fost cu unul și l-a ciucit, aia e nimic. Înțelegi? Păi oameni, auziți aici. Eu știu. Și am zis, cocotier, studiază terenul, vezi care-i treaba acolo. Înțelegi? Și el a studiat un pic terenul la impulsul meu, nu că ăsta. Oricum, el mare din ăsta nu a avut el asupra ei. Pentru că îi tăia craca. Ei tăia craca. Întotdeauna. Înțelegi? Și nu că-i tăia craca lui la cocotier. Că cocotierul meu era prost. Nu, nu. Pentru că era susținută de Andreea Mantea. Ați văzut cum a zis Andreea Mantea? O oră am stat și am ascultat-o la telefon cum a plâns. Iorgu, eu am trimis-o la tine. Doamna Mantea, eu vă întreb, viverișoară cumva? Sunteți neamuri? Cum am descoperit la Vulpița cu Vaida? Eu numai vă întreb. N-am zis că sunt. Vă întreb, de-i țineți așa și ăsta. Deci eu numai vă întreb. Înțelegi? Deci, e fata asta a prins atâta autoritate și tupeu pentru că a fost susținută foarte tare. Nu știu ce promisiuni. Înțelegeți? Cum că sezonul 3 va fi prezentat de aia. Măi, oameni, voi chiar vorbiți prostii, mă? Păi pentru așa ceva îți trebuie o școală, îți trebuie un talent, îți trebuie un teatru, îți trebuie toate calitățile. Trebuie să treci prin mâna lui Bendeac. Ca să poți să manifesti o emisiune, să ții sub mână. Trebuie să vezi acolo tot, sub mâna lui Bendeac. Înțelegeți? Deci, domnilor, ca să nu lungim prea mult. Cocotierul, nu știu. Cocotierul, da, am vorbit cu el și-o zis, tată, dar târziu mi-a spus. Tată, mi-a zis că a făcut video chat, dar mai mult nu. Măi, coptile, mă. Măi, coptile, mă, pe ce nu mi-ai zis atunci, mă? Că una care face video chat. Ca să înțelegeți. Unul care e mecanic auto. Să știți că ăla se bagă și în tinichigerie. Să știți că ăla se bagă și în partea electrică a mașinii. Înțelegeți? Să știți că ăla se bagă și în partea audio a mașinii. Înțelegi? Păi nu te pui tu să faci video chat, să te joci cu țiții și să nu... Înțelegi? Păi zici, ia să vedem dacă ăsta de plastic e așa, ăla de carne, cum e? Dar, domnilor, de ce auziți aici? După aia au aflat. Și ca să vedeți, după ce că au aflat, care eu i-am zis atunci, acum, în secunda a doi, eu am fost primul care i-am trimis clipul. Acum, în secunda a doi, dă-i liber, că mă faci de rușine. Și nu m-au ascultat. Și nu m-au ascultat. Înțelegeți? Nu m-au ascultat. Păi și atunci. Bă, eu nu-s fraier. Eu nu-s fraier. Eu vă spun și vă repet acum. Dacă n-apăreau clipurile cu e în fazele extravagante cu Pleșa, el o lua de muiere, bă. Mă ascultați ce vă spun. Și așa să-mi ajute Dumnezeu toată viața mea. Nu numai acum cu e. Deci care te gândești că să fii muierea lui, dacă cumva te-ai prostituat, dacă cumva ai fost la stradă, dacă cumva ai fost pe vreo vitrină, dacă cumva ai făcut videochat, dacă cumva te-ai jucat cu carurile pe bani, n-ai timp să intri în zonă.
Nu ai timp să intri în zonă. După ce mor eu, da. Dar până atunci, nu. Și dacă intri în zonă, intri în zona lui, că-i dau așa să-mi ajute Dumnezeu toată viața. Băi, oameni, tata a murit din cauza mea la 49 de ani. Pentru câte rele i-am făcut. Dejaba. După ce a murit, am zis, Doamne, iartă-mă, tată, iartă-mă. Că am vorbit cu o piatră. Înțelegeți? Dar vă mai spun ceva. O zis către mine, m-ai făcut de rușine în țigană. Uită-te-i Meda. Meda, mă, fata lui Loțica. Lui Badea Loții. Înțelegeți? Din Baci. Știe. M-ai făcut de rușine în țigănimă. În țigănia din Jilău, din Baci, din Apahida, din Someșeni. Țigani cu nume mare, băi, care se ocupau cu aur. M-ai făcut de rușine, mă. M-ai îmbolnăvit, băi. Îți spun ceva. Nu-ți voi da nimic. Și nu mi-o da nimica, mă. Și nu mi-o da nimica, măi. Ați înțeles? Asta a fost pedeapsa mea. V-am povestit. Un singur inel mi-a rămas cu inițialile pe care l-am luat, l-am vândut și am împărțit banii peștile și ei. Ați înțeles? Deci, la mine în casă, vii, te ie. Uitați, mai am un băiat, pe Beni. Pe la eu n-am ce să-l comand și nu pot să-l comand. Și n-am ce să comand, pentru că nu l-am crescut eu. Dar, vă mai spun ceva, îs mândru de el și-s mulțumit de starea în care îi. Și-s mândru, înțelegi? N-o veni la ușa mea să bată, tată, dăm că n-am bani. Am înțepat un pic, dar nu. Tată, dăm că n-am bani. Tată, cumpărăm haine. Tată, făm din ele. Îți mândru. Exact așa am fost și eu. După ce-a murit tata, nu m-am dus pe casa lor. Să zic, dați-mi, dați-mi, să stau pe ei, dați-mi. Am văzut că nu-i loc, nu-i nimic, că m-am dus și mi-am făcut o... Traiul, uitați cu cine, cu Botu. Cu Botu am plecat în Ungaria, Botu gravidă, am plecat în Ungaria și am furat salam, alimente, ciocolăz și vindeam la autocare, după care, știți, am luat-o încet, 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 ca așa urci pe trepte. Înțelegeți? Dar, băi, oameni, la mine în casă, indiferent care va fi, va fi luat la control. Am un cai greșit, că nu știu ce ăsta, dar nu merge, măi, înțelegeți? Să mă enervez eu și să ăsta. Deci, indiferent ce se întâmplă, indiferent ce se întâmplă, ați văzut ce ambiție am. Nu am mai jucat la jocuri, băi, să știți că sunt un om foarte ambițios. Nu am mai jucat la jocuri, mă, m-am lăsat de păcănele, eu jucător de ani grei și bani grei pierduți. M-am lăsat de fumat, o zis stomatologul, spun cu o condiție, îți garantez de implanturi. Dacă nu fumez, dacă fumez, nu-ți garantez. Băi, începem lucrarea. Spunem și așa încep lucrarea, dacă nu, nu încep. Dar dă-i să sune, acum, mai fumez două țigări și mă pun pe scaun. Și am început, înțelegi? Am persoane cu care nu vorbesc de ani grei de zile, băi. De ani grei de zile. Deci sunt foarte ambițios, înțelegi? La mine nu există. Bă, câți ani o trec, băi, copilul meu, băi, nu, mă, nimic. Nimic, înțelegi? Deci, băi, alo, să ne înțelegem. Au făcut lucruri împotriva mea. Lucruri împotriva mea au făcut în emisiunea asta.
I-am spus de atâtea ori, vină acasă. Nu mai sta în emisiunea aia. Să vină un pârțar de 2 lei, un sclav, unul care a făcut videochaturi, un bulan care se injectează, să te facă pe tine de mândră minune, ținând cont că ești copilul meu. Să mă sune oameni grei din țară. Băi, Nelson, dar ce se întâmplă acolo? Că mergem și... Băi, alo, bă! Înțelegeți? Înțelegeți? Deci, îl îmbârliga să-și părăsească familia. Îl îmbârliga să-și... Ați auzit cum o zis? Hai să ieșim din emisiune, să merg... Unde să merg, mă? Unde să merg, măi, ciomfeșule? Unde să merg, mă? Înțelegeți? Da, când o femeie zice, garantez că ne descurcăm, ai să fugi de ea, mă. Când o femeie îți garantează că nu-i problema, ne descurcăm, am relații peste tot, așa să o cauți în jantă și să vezi câte cărți de vizită are de la cluburi de Nike până Ungaria, Germania, Spania, Franța, Italia, Elveția, Estonia, Rusia. Bă, alo, bă, ce vorbim noi aici, ce facem noi, bă? Înțelegi? Înțelegi? Eu ți-am spus și i-am spus, băi, oameni de la început. Nu, aici nu, da, el o iubit. El o iubit-o, că el o iubit-o, pentru că vă spun eu. Uită-te, asta îi zic eu la botul. Liană, dă-mi trup și ocupă-te de mine, că de nu-mi dai, eu îți nevoit să mă duc să-mi caut. Și eu nu mai ești tânăr să umblu din piță în piță. Eu caut una și o zdrobesc. Și de ajung să zdrobesc la pizza ei, o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori, eu mă îndrăgostesc și după aceea te arunci ușă. Înțelegi? Și așa o zdrobit el. O zdrobit el, ea o macinat bine, înțelegi, și s-o îndrăgostit. Dar ea nu, măi. Ea nu, mă. Înțelegi? Pentru că nu-i ca și când umbli după una și una umblă după tine. În certuri din astea, de așa, însă în păcăciune. Nu, mă, ea a fost pusă de mantea, aranjat tot, înțelegi? N-am ce de pe mantea, dar să vedem așa până la urmă, acum și. Eu a aliniat și a zis, merge și unde simțiți o chimie, sujeți. Și ea s-a oprit în față la cocotierul, că... Știți că trebuia să vină Mocanu în emisiune și îi spuneau toți la cocotierul, stai că vine Mocanu și ți-o ia și de ele. Eu umbla cu Mocanu, măi, oameni, mă. Înțelegeți? Dar trebuia să îndeplinească ce-a fost pus la cale de emisiune. Și atunci, înțelegi, încetul cu încetul, pentru că cocotierul știe să se comporte cu o femeie. Înțelegi? Știe cum să o pui în pat, că l-am învățat, astea-s pozițiile, așa faci, așa produci, așa te ăla, așa-i dai. Când auzi, bași perina în gură, iei răsuflare, dai aer cu porția. Ea simte toate astea, evlaviere. Evlaviere unde? La oprolicuri. Înțelegi? La oprolicuri. Chiar astăzi mă uitam în emisiune, înțelegi? Și vedeam unde a stat el cu iep, canapea și o făcea la picior. O făcea la picior, uitați. Deci pe botul de-o prinde așa de picioare, n-are carne așa mole. Înțelegeți? În fine, acum asta e altă cauză. Domnilor, s-o scos în evidență ce-o trebuit. Lobo ne-a zis că s-o certat și-o terminat. Înțelegi? Ea a zis astăzi în emisiune, eu i-am dat liber. Eu i-am dat liber. Înțelegi? Adică, dacă vreodată va fi ea, când va fi cu altul, acela, să nu poată să-i zică, tatăl te îngății, măte, că și ăla ți-o dat liber. Să se laude, vezi, măi, că ai văzut la cine i-am dat liber.
La copilul lui Nelson. Îți găsesc, dau șpiț. Înțelegi? Oricum, băi oameni, fiți atenți aici. Cocotierul în emisiunea asta o dovedit, o chestie foarte, foarte, știți vorba aia, din cocoș nu faci găină, nici din curvă gospodină. El o dovedit că o reușit ca să schimbe o personalitate, cum să zic eu, să schimbe o femeie din ce a fost în primul sezon, în al doilea sezon, să o facă trasă la film. Înțelegi? Adică, ce a fost în primul sezon? În primul sezon, când a fost cu Berchea, când cu, adică nu, Doamne fer, nu. Când a fost cu Noni, când a fost cu Oianu, când a fost cu Bobiciu, când a fost cu Iancu, când a fost cu Mocanu, când a, și cu Jador. Deci, auzi, deci, o s-o da și la bărbatul lui Simina, înțelegeți? Acolea, cocotierul, o demonstrat că o pus-o la punct, vizibil, să știți că vizibil. Adică, o demonstrat că o pus-o la punct într-o luptă concordantă cu emisiunea. Înțelegi? Emisiunea i-a zis. Stai pe el, pe cocotier, băi, eu vă spun ce îi, măi. Eu spus, stai pe cocotier, și înșală. Înțelegeți voi cum stă treaba? De-aia l-a adus pe None, de-aia l-a băgat pe Iancu, de-aia l-a băgat pe ăsta, cum îl cheamă, pe Mocanu, înțelegi? Dar cocotierul, i-a spus, prima greșeală care o faci, îți dau șpiță. Și atunci le strica supoziția care o pus-o ei la cale. Ea a mers și a spus acolo la mantea, uite, nu pot să fac aia, că dacă fac aia, uite ce o zis, tu încearcă. O încercat, eu tăia cocotierul craca, înțelegi? Și de acolo nu mai încercat. Și atunci emisiunea a jucat un pic după ei. Dar totuși emisiunea l-a jucat pe cocotierul în stilul lor caracteristic, dar nu pot să-mi permit acum să ăsta, că clipul vor mai fi. Da. Spre încheierea și finalizarea acestui clip, eu îți spun, cocotier, suntem în data de 5, până în 15-16. Deci ascultă-mă aici. Ai pornit către casă, măi. Să nu te mai lași înduplecat. Să nu te mai lași păcălit. Să nu te mai lași dus în eroare. Nu-s curios nici de banii aia, nu-s curios nici de ăla, pentru că fără să se supere emisiunea. Nu te poți mândri nici cu blazonul ăla pe care se câștigă puterea dragostei. Nu te poți mândri, pentru că emisiunea a dat dovadă de nesiguranță în acest obiectiv pentru transmiterea populației. De ce? Pentru că o dus personaje ca și cap de cal, înțelegi? Ca și mamutul, ca și perucă și ca și alții. Care au sărit la bătaie, care au înjurat, care au amenințat, înțelegeți? Deci, nu s-a demonstrat o chestie foarte să te mândrești. Da, domnule, am fost și am câștigat, înțelegi? Nu-i ceva de mândrie. După cum se vede, acum, voi care începeți să mă blamați și să mă înjurați, eu vă spun ceva, eu vă trag carul în gură.
Că eu nu sunt curios de comenturile voastre. După cum ați văzut, vă dau inimioară roșie. Știți ce înseamnă asta? Că mă piși pe voi. Ăștia care înjurați și blamați. Înțelegeți? Deci nu sunt curios. Pentru că mie îmi blid în pune cei care mă iubește, mă, care sunt din lista de aur, mă. Comenturile frumoase, mă. Înțelegeți? Ați înțeles? Pentru voi speranța s-a terminat de viață. Voi nu mai aveți speranță de viață, de aia suferiți. Înțelegeți? Da? Ca să trecem pe acolo. Deci foarte tare m-a enervat singura chestie în care au zis că cocotierul meu e penibil și că transpiră și că are numai când se gândește la el. Înțelegi? Deci nu se simte bine, e ăsta. Bă, oameni, mă, poți tu să zici, eu i-am zis, mă. Doi au numai, femei, la femei și la bărbat. Au tupeu din ăla. Gâzi, de-ai comentat ceva ce-am spart. Înțelegi tu? Au închis ușile, mâncava și Dumnezeu. Au închis ușile. Ai văzut cum a zis? Că e penibil. E penibil că e ăsta. Când ți-am zis și ție, pe soră ta, de-o prind aici, tătă viața, că trăiesc eu. Vai șamar de capul tău. Vai șamar. Bă, oameni, bă, eu v-am spus și vă repet, eu n-am făcut chemniță și n-am umblat pentru oameni. Eu nu m-am dus jițel și-am venit vacă. Sau bou. Înțelegi? Atât o zic. Bă, dacă îți place la chemniță, n-am ce să fac, măi, copile mei. Dar măcar, nu ieși fetiță de la pușcărie să nu faci dragul tati, că de-aud că ți-o umbla la cur careva. Ai, domne, feri. Sau, de ce asta dau? Nu umbla la cur și nu vini prost acasă, mă. Înțelegi tu? Deci, Doamne ajută la toată lumea care aveți copii să vă dea Dumnezeu răbdare, să vă dea Dumnezeu minte și nu știu ce să mai zic, ca să răbdare și minte ca să-i duceți pe calea cea bună. Uite chiar acum câteva zile a stat de o vorbă, nu-i dau numele, cu un pretin foarte, foarte, adică foarte bun, un pretin bun. Înțelegi? Cu un pretin bun care schimba și el în centru. Băi, Nelson, băi, nu m-a văzut de mult. Băi, Nelson, bă, ce bine îmi pare că te văd. Bă, ce bucuros îți de coptilul tău, bă, că e acolo în emisiune, mă. Bă, să știi că să fii mândru de el. Bă, zic omule, dar îi fi o mândru, mă, mâncați, dar uite-te, lasă-l, Nelson, că zice, astea nu-s probleme. Uite-te am eu ce faci. Uite-te am eu ce faci. Mi-a furat banii în casă. Face altele și altele și altele. M-am îmbolnăvit din cauza asta. Înțelegi? Acum, eu nu mă duc pe premiza asta, bă, eu-s bucuros că am eu nu faci atâtea. Nu, mă, tu trebuie să și iași în ea la carte. Pe linia care ești, dar să și carte, mă. Pe linia care ești, mă. Că nu poți să am pretenții la tine să fii din ăștia care au părinții avocați, sau părinții mari belferi, sau părinții mari, smardoi și din aia. Nu pot eu. Tu să fii pe bater pe linia mea. Că dacă ești pe linia mea, nu ești jucător, nu ești fumător, în viață o să fii ha. Om cu familie și cu bucuria. Înțelegi tu? E tata nostru mondialul. Deci de aia. Eu vă spun. Toți care ați înjurat, la început acestui clip, acum la sfârșit, șterge jos înjurătura. Pentru că te întreb.
Dacă copilul tău vine acasă cu o fată, tu când o vezi pe fata aia, îți amintești că ai văzut filme porno cu ea. Ce faci? Înțelegi? Vă pupă tata Nesu Mondialu. Miau!